Bună seara, nu e totul negru în România, iar primăvara asta cu alură autumnală are și ceva lucruri bune de oferit, cel puțin la Iași. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, din nou în Actualitatea Culturală. Astăzi vom vorbi despre premiile revistei Convorbiri Literare și despre zilele acestui așezământ literar de la Iași. Iar invitatul meu este poetul și eseistul Casian Maria Spiridon, președinte al Uniunii Scriitorilor Români filiala Iași și director al Convorbirilor Literare. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara și bine v-am regăsit. Nu e dracu chiar atât de negru, ca să începem cu personajul negativ de la început. Cum se vede din e un pic mai punctul colorat, dumneavoastră? E mai colorat. E mai... Da, nu. Ce se întâmplă? Avem avantajul că guvernanții locale pricep, au înțeles foarte bine și le mulțumesc și pe această cale pentru sprijinul care l-au acordat actului cultural. Am avut zilele convorbirii, acum este poezia la ea și este și festivalul Grigore Vieră, deci sunt o număr impresionant. De asta am spus că sunt lucruri bune, cel puțin la Iași cultural vorbim. La același timp este și Librex, târgul de cărți, deci de punctul ăsta de vedere, România este, și Iașul mai ales, este o dovadă clară că este o capitală culturală autentică. Dincolo de evenimentele astea speciale din viața unei reviste, de premii, de aniversare, din ce trăiește o revistă culturală, Casian Maria Spiridon? Din ce trăiește un scriitor? Și aici mă refer la dumneavoastră. Oricum, vă asigur că nu trăim din salarii de la convorbirii. Da, e bine spus. Da. Bine că a spus de la început. Da. Ca să nu ne facem iluzii. Eu aș vrea să fac o mică istorie ca să înțelegem unde am ajuns acum. Cu paranteza că Iacob Negruți scotea bani din buzunar pentru a face convorbirile. Da, cam așa se întâmplă. Am avut perioade în care am vorbit cu redactorii, le-am înțeles și am zis, domnule, ce preferabil, să dau câteva sute de lei și am să scoatem revista. Și am scos revista. Pentru că de asta vreau să fac o mică istorie. Am preluat revista în decembrie 1995, în contextul în care vechea echipă nu mai scotea. Dispăruse pe piață, practic. Da. De spațiul publicist și comunist nu mai era Convorbiri Literare, o revistă care, în fond, este o instituție națională. Nu, să nu uităm că am intrat la 153 de existența revistei. Deci, și în ianuarie 96 am scos primul număr de la actuala serie a revistei. Iată, suntem la anul 24 de când apare chiar în fiecare lună, fără nicio abatere. Fără rabat. Da. Și în 1997, când revista împlinea 130 de ani, am realizat prima ediție zilele revistei Convorbiri Literare. Tocmai scopul inițial a fost de a o reimpune circuitul publicistic național, de a o aduce iar în atenția colaboratorilor și făcând zilele Convorbiri, în general vine în jur de 100 de scriitori din țară și străinătate, sunt invitații noștri. Și în felul ăsta, vechii colaboratori sunt răspătiți și apare alți noi colaboratori, cât revista a și reintrat, de fapt, acum este revista reintrată în circuitul național și nu numai, și recunoscută ca una din marele reviste ale țării. Noi am și marcat, ca în fiecare zile că vorbim, dar am marcat acum 2 ani, cei 150 de ani de la apariția primului număr la 1 martie 1867. 150 de ani de conștiință națională și literatură română. Da. Revista are un program național, că mai sunt unii care confundă național cu naționalist. E un program național care implicit este și unul european, pentru că revista este deschisă ca dovadă că le publică număr de număr literatură străină, Convorbiri Literare, bineînțeles, în haine românească, da, nu da. Oricum. Și este deschisă tuturor autorilor români, diferent pe ce meridian trăiesc. Că avem de la, știu eu, Basarab Nicolescu, care trăiește în Franța, la Virgil Nemoianu, care trăiește în America. Și putem ușea o listă destul de cuprinzătoare de autori din afară. Nu mai vorbim de autori din țară, pentru că avem colaboratori permanenți, de la Cluj, de la Timișoara, de la
București. Nu e o revistă locală. Locală, da, sau regională. Regională. Este o revistă națională pentru că așa e și profilul. E din stat, s-a născut așa. Haideți să vedem reportajul de la premiile revistei Convorbiri Literare, da, realizat de colegii mei și revenim la discuție. Reportajul, vă rog. Un moment foarte fain. Cea de-a 23-a ediție. Revista Convorbiri Literare trăiește din 1867. De 152 de ani e un brand cultural edificator de conștiință națională prin limbă și cultură. Seria nouă a revistei din 1995 promovează ideile de modernitate și de europenitate ale junimii de odinioară. Nimic nu poate fi reinventat privitor la noțiunile fundamentale, maioresciene, etice și estetice. Numai dacă ești național poți fi european. European nu înseamnă nimic dacă nu ești, nu vii de undeva. Și asta știm de la junimiști chiar. Tocmai asta, Evenescu spunea foarte frumos că toți aleg patria universală, că e cea mai ieftină, că nu au nicio răspundere pe fața ei, pentru că dacă ai o patrie, trebuie să ai o răspundere. Iar, apropo de Evenescu, să știți că Evenescu, în opera lui politică, scria despre Statele Unite ale Europei, deci nu putem să o acuzăm că era un naționalist. Nu. Avem de-a face cu un spirit convorbist deschis europei, fără a-și pierde valorile locale, valorile tradiționale, care le-au apărat. Ei sunt creatorii unității de suflet al României și mai ales al proiectului de țară în care trăim acum. Cuvinte puternice precum patrie, națiune, limbă și noțiuni, precum valoare artistică și rectitudinea morală, nu sunt abstracțiuni, ci idealuri necesare. Datoria criticii este să încurajeze tocmai ceea ce este de talent în această literatură nouă și să ia poziție hotărâtă împotriva scriitorilor care nu au meritoriu decât intenție. Și cu atât mai mult împotriva impostorilor care contrafac și intenție. Este o datorie profesională a criticii și este o datorie patriotică a ei. Revista este atât de bună și are un public atât de bine conturat încât este păcat că apare o dată pe lună. Convorbiri Literare a meritat din plin ca după România Literară să fie a doua revistă culturală cu apariție săptămânală, pentru că Cassian Maria Spiridon a reușit să pună în echilibru, pe de o parte, valențele literare autohtone cu valențele europene. Este foarte greu să găsești o balanță între aceste două laturi, iar Cassian Maria Spiridon reușește acest lucru. În nicio altă metropolă românească, fie că este Cluj, Timișoara sau Constanța, nu mai găsim o revistă care să aibă răsunetul și consistenței convorbirilor literare. Și fără să fiu ipocriți, vă mărturisesc că după România Literară, pe care firește că o citesc săptămână de săptămână, revista pe care o citesc din scoarță în scoarță, nu doar răsfoind-o, este Convorbiri Literare. Eu cunosc componența nouă a revistei Convorbiri Literare, care s-a menținut acum până astăzi și sunt toți niște băieți minunați, sunt niște băieți străluciți cu care mă înțeleg foarte bine și profilul revistei, mai ales pe care l-au menținut în frunte cu Cassian, merge mai departe pe linia lui Maiorescu. Credeți că aici la Convorbiri Literare sau aici la Iași, din ramura junimii, au rămas visătorii care să ducă mai departe un gând românesc? Sigur că da, au rămas. Chiar acum suntem într-o perioadă de tranziție privind cartea tipărită și cartea electronică. Ce se impune? Cartea tipărită va rămâne întotdeauna. Dar dacă se impune acum e-book-ul, adică cartea electronică, nu contează la urma urmelor, și eu am acasă o carte electronică cu o bibliotecă de 1300 și ceva de cărți și atâtica. Premiile Convorbiri Literare sunt partea efortului de construcție culturală din prezent. An de an, aceste premii au confirmat scriitorii tineri și au onorat pe cei deja consacrați. Se păstrează secretul laureaților până în momentul decernării.
Am fost foarte sinceră când am spus că nu am știut absolut nimica. Am participat la emoția fiecărui participant din seara aceasta care a primit câte un premiu. M-am bucurat pentru fiecare în parte. Mai spunea câte unul că este mirat și, într-adevăr, surpriza a fost totală. Înțeleg că așa este obiceiul casei, un obicei cu atât mai lăudabil. La zilele revistei Convorbiri Literare, într-adevăr, vin pentru prima dată anul acesta. Iașiul îmi place, am venit de foarte multe ori la Iași, nu se potriva până acum să vin la zilele Convorbirilor Literare, care sunt plină de viață, au un suflet, aș spune un suflet proaspăt, dar cred că ajunge să spun că au suflet. Revista România Literară a primit premiul național Iacob Negruți și Gabriela Adameșteanu premiul Opera Omnia. Eu am crescut în casă și nu numai în casă, în mână, cu amintirile de la Junimea, ale lui Pogor, și biblioteca tatălui meu fusese parțial distrusă la bombardamente, așa că eram o cititoare vicioasă și a trebuit să citesc ce mai rămăsese pe acolo, cărți de istorie. Am crescut cu aceste personaje pentru mine. Am fost foarte emoționată când am stat la discuțiile de la această sesiune a convorbirilor. Gala premiilor Convorbiri Literare din acest an a fost acompaniată de corul Cantissimo al Universității de Arte Georgenescu din Iași, dirijat de Consuela Radu Țaga. Studenții au interpretat în premieră imnurile religioase traduse, culese și prelucrate de junimistul Iacob Negruți. În 1880, partiturile au fost tipărite în mai multe ediții succesive. Premiile revistei Convorbiri Literare, un reportaj realizat de colega mea, Oana Lazăr. Casian Maria Spiridon, ce mai înseamnă un premiu în ziua de astăzi în lumea literară? E o consolare, e o chestiune de orgoliu, e o mită între confrați, cum s-a mai spus, sau pur și simplu e recunoaștere probă a Breslei? Eu am considerat de la premiu o cale de confirmare a unei valori, nu de afirmare. Pentru că avem atâtea cazuri cu premiul Nobel, ca să vorbim de cel mai elan premiu, iată, da. În care premiul cu pricina putea să confirme, dar nu să afirme o valoare. Mm-hmm. Sully Prudhomme, de exemplu, n-a reușit să devină o valoare. Da. Nu o să spui că Thomas Mann, dacă nu primea premiul nu era Nobel, Thomas Mann. Nu era Thomas Mann. Da. Dar în cazul lui Prudhomme, mă rog, și mai sunt, din păcate. Deci, un premiu poate cel mult confirma o valoare. Nu poate să o afirme, nu poate să-l transforme în valoare pe un autor care nu este de luat în seamă. În ideea asta, Gabriela Adameșteanu, Opera Omnia, Gheorghe Grigurcu... Cine au urmărit acordarea? Premiul va vedea că toți cei care au luat aceste premii, de-a lungul timpului, sunt 23 de ediții, n-am avut niciodată o reproș că am dat la cineva care nu merita să-l ia. Pentru că, știu, Ștefan Gorove, de exemplu, nu poate nimeni să conteste acest premiu de excelență care l-a dat domniei sale. Sau Gheorghe Grigurcu, care este o mare critic. Și apropo de premiul național Titu Maiorescu, noi din 2017, când revista a făcut 150 de ani, am decis în redacție să acordăm și două premii naționale. Premiul național pentru critică, în cazul pentru de față, critică, Titu Maiorescu. Pentru critică, Titu Maiorescu, l-a luat Gheorghe Grigurcu. În 2017, premiul a fost acordat, primul Maiorescu a fost acordat lui Maiorescu, al doilea lui Eugen Simion și iată acum al lui Gheorghe Grigurcu. Toți sunt critici incontestabili de mare valoare. Încât nu pot, aș fi curios să zic că cineva, domnule, de ce dăm premiul național Titu Maiorescu unui oarecare. Nu, niciunul nu e așa. Am dat, de asemenea, premiul național Iacob Negruți, pentru că intenția noastră este să-i punem o valoare la etașii noștri. Iacob Negruți, fiind, cred că a fost unul din cei mai buni șef de reviste care a avut România. Un organizator extraordinar. Da. Și în același timp, un om care a știut să construiască revista, ceea ce nu, trebuie și la asta talent. La orice trebuie așa talent. E, da. Așa e. Și atunci dăm premiul național Iacob Negruți pentru cea mai bună revistă de cultură, de literatură.
În primul an am dat revistei Familia, când am inițiat acest premiu. Revista Familia, fiind revista care a debutat Iubescu și Iosif Vulcan revista, și Iosif Vulcan, fiind revista care a fost înființată în 1865, noi fiind înființată în 1867. Deci e mai bătrân cu 2 ani ca revista Convorbit. Bun, n-a avut gloria și n-a avut continuitatea care o are Convorbit, dar asta e altă poveste. Anul trecut, fiind centenarul Marii Unii și asta, am dat unei reviste de preceput, revista Literatura și Arta, condusă de Nicolae Dabija. Iar în acest an am dat acest premiu, revistei României Literare. Să nu uităm că revista România Literare a plecat tot de la Iași, la 1855, a făcut-o Vasile Alexandrii. La aia o să facem acum o listă de istorie literară. Ca o codă specială, acel premiu special... pentru contribuția acum, la firmarea muzicii convorbirii literare. Convorbiriștii erau, mai ales că majoritatea făcuse studii superioare în Germania. În Germania studenții învățau să cânte la un instrument muzical. Leguții era o foarte bună interpret la flaut. Și jurnalul lui de studenție povestea că de când în când cânta la flaut. După aia, când a venit în țară, Julimi și Sadu Lau mai făceau... serate. Da, serate muzicale. Ei, el, Neguțea, a făcut o colegere de imnuri religioase, românești și străine. Alea străine le-a tradus și le-a adaptat pentru spațiul românesc. Și descoperind noi acest volum extraordinar, am apelat la corul cantissimo și a dat la Consiliul Țaga. Consiliul Radu Țaga. Da, care a fost toate... E un lucru inedit și eu ca muzician, m-am bucurat foarte mult să văd. Da, noi încercăm la fiecare ediție să venim cu lucruri de interes și nu noutății, dragul noutății, chestiunea asta cu muzica religioasă, ne s-a părut o dovadă a faptului că erau extrem de serioși convorbirii și la vremea aia. Încercăm și noi să fim la fel de serioși, da. Premiile convorbirii literare, am văzut reportajul, sunt incluse în zilele convorbirii literare, ediția 23 anul ăsta, care a început pe 9 mai. Da, și s-a terminat pe 11 mai. Pe 11. Mai. Noi am, anul ăsta am mers, fiind anul continuarea Marii Uniri, Am mers pe a pune în valoare un autor foarte important, mă refer la... și uitat de noi, din păcate. Alexandru Vlahuță. Care în 1919 a plecat în lumea drepților. Deci la centenarul dispariției lui am zis să-l onorăm și să edităm niște două volume de publicistică. Primul lui volum de publicistică și ultimul. Primul care n-a fost niciodată editat, deși a apărut în 1895, dar fiind acest primul volum, fiind cu articole în contra socialismului, vă dați seama că tovarășii nu ar fi... Nu agreau absolut deloc. Da. Deci a venit Vlahuță și prima temă a fost, cum scrie și aici, Alexandru Vlahuță și Marea Unire. Iar a doua temă... Idealul Național. Asta a fost titlul simpozionului. Filmul a fost, am dat și un filmuleț, Alexandru Vlahuță și Idealul Național, pentru că el a făcut, de fapt, legătura între comorbiri și interbelici. Există păcat al istoricilor literari la noi, faptul că se referă la perioada clasică, la Junimi și la mari clasici, Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici. Slavici. Și uite perioada și trec direct la interbeli. Eu pot argumenta că a fost o perioadă extrem de fertilă între 1900 și 1920. În Convorbire, dau exemplu la Convorbire, publica Sadoveanu. Nu mai spun că în 1906 îl găsim pe Sadoveanu vreo 3-4 ori în anul respectiv. Nu mai vorbim de anul Sadoveanu, când a scos 4 romane odată, tot în 1904-1905. De asemenea, debuta în 1912 Voiculescu. Vasile Voiculescu debuta în Convorbire. De asemenea, Blaga, în 1916, publica în Convorbire. Deci era o activitate, plus Steo Iosif, Paralel Cerna, totuși autori care nu sunt de mâna și nu putem trece peste ei. Și ați făcut noastră distinția la început între național și naționalism. De ce uităm? De ce uităm pe acești autori și îi înveșmântăm așa cu niște clișee? Spunem despre ei chestiuni grele. Truisme. Și este mai ușor să vorbești
de pe o chestiune care l-ai studiat-o, uh-huh. ai primit-o de-a gata și o duci mai departe fără să o gândești. Ai îngurgitat-o așa, da. Fără... Că, de exemplu, am avut a doua temă, avea ca... Eminescu titlu, și idealul unionist. Da, deci vizirea unionistă a lui Eminescu și temei al Marei Unii de a 1918. Păi, eu m-am ocupat de opera politică a lui Eminescu, am scos-o și am pus-o prin bani tematici. Inițial au fost în trei volume, primul volum numai de români se ocupa. El a fost unul de puțini scriitori români care a călătorit în tot arealul românesc. A fost și suflor la teatru. La Oradea, da. Da. A fost la Orsu, a fost peste tot. N-a rămas palmă de pământ românesc necercetată de Eminescu. Și știa foarte bine care e situația română. El are, eu am făcut câteva capitole, românii din Dobrogea, românii din Basarabia, românii din Transilvania, din Banat și așa mai departe, din Bucovina. Deci el a scris despre fiecare ținut românesc și a scris foarte aplicat și a emis ideea unității noastre culturale. Nu uităm că Serbia de Apudla a fost o prima adunare consistentă a tuturor românilor, indiferent de în ce imperiu trăiau. În ce imperiu trăiau pe vremea respectivă, da. Deci a fost o afirmare a ideii naționale foarte binevenită. Pe de altă parte, lumea, repet, confundă național cu naționalist. Nici n-aș vrea deveni specioasă discuția asta. Deci oamenii ăștia au ținut să realizeze unitatea culturală. Un exemplu, Negruții corespundea normal, pentru revistă corespundea cu foarte mulți colaboratori. Și cei din Transilvania, problema lui era ca să-i determine să vorbească cu ratul românește. Și le explica, s-ar putea ca voi să știți mai multă carte ca noi. Dar trebuie să știți să vorbiți corect românește. Trebuie să o folosiți. Da, da. Că altfel nu realizăm unitatea noastră culturală. Că primul pas ăsta este unitatea culturală. Și s-a realizat. Vlahuță Țâlie mă subliniază la articolul lui, mai ales după ce se realizează ideea, că trebuie și unitatea sufletească, adică să avem și sufletești aceeași unitate, pentru că au trăit în imperii diferite, cei care au trăit în imperiul țarist era unii, cei care au trăit în imperiul deci da. Era unitatea sufletească. Toți erau români, dar cumva cu o amprentă străină de românitatea noastră. Apropo de unitate și de poduri, o să vorbim și despre festivalul de poezie și despre revista Poezia. Acum vă invit să urmărim împreună cu spectatorii noștri un interviu realizat de colega mea, Andreea Știliuc, o personalitate francofonă din lumea literară contemporană. Este vorba de un conferențiar de literatură franceză contemporană, Jean Moulin Lyon, autorul unor studii despre Raymond Queneau, cercetătorul Jean-Pierre Longre. Vedem interviul și revenim la discuția cu Casia Maria Spiridon. Votre histoire d'amour avec la littérature humaine et avec la Roumanie en général, ça a commencé quand? Ça a commencé en 1990, même un petit peu avant, puisqu'on avait une amie née en Roumanie qui habite à Lyon et qui, après la chute de Ceausescu, nous a dit « Venez en Roumanie, je vous invite dans mon village ». Et c'est à partir de là que... Avec ma femme, on est parti en Roumanie, on est allé dans la région de Brașov, ensuite à Bucarest, enfin, et puis on était tellement bien accueillis toujours partout qu'on s'est fait des amis, et puis on est retourné en Roumanie, des amis sont venus en France, etc. Donc ça, c'est l'histoire de l'amitié roumaine. Ce mélange entre la France et la Roumanie en littérature, ça donne quoi ? La littérature... roumaine francophone, c'est une littérature directement accessible, écrite par des Roumains ou des écrivains d'origine roumaine qui résident en France ou parfois qui sont en Roumanie ou qui sont retournés en Roumanie et qui enrichissent la littérature française de leur esprit et puis de leur culture et qui ont donné, évidemment, enfin, je ne veux pas faire de l'histoire, mais tout un pan de la littérature française, qui ont renouvelé la littérature française. Et puis, de l'autre côté, il y a la littérature roumaine traduite en français. Il y en a de plus en plus maintenant.
C'est-à-dire que si, effectivement, si un Français veut s'intéresser à la littérature roumaine, il le peut, en lisant toutes les traductions qui paraissent, notamment, il y en a beaucoup qui ont paru en 2013 lors du Salon du Livre de Paris, puisque la Roumanie était l'invitée d'honneur. Et à cette occasion, il y a eu beaucoup de parutions de livres roumains, d'auteurs roumains. Quel a été le premier écrivain roumain que vous avez découvert? Alors, je dirais, comme tout Français, c'est Ionesco, bien sûr, parce qu'on en étudie à l'école, que voilà, c'est... Donc, je l'ai découvert avant même de découvrir la Roumanie, on peut dire, hein, puisque c'est la littérature française, en fait, que tous les Français connaissent. Mais ensuite, je me suis intéressé à d'autres... Bien sûr, il y a Cioran, à d'autres écrivains. C'est-à-dire que quand on pose la question à un Français écrivain roumain, il va dire Ionesco, Cioran. Bon. Mais à partir de là, quand je me suis un peu spécialisé dans la littérature roumaine francophone, évidemment, j'ai découvert tout un monde, énormément d'écrivains depuis le 19e siècle. Alors bien sûr, il y a Tristan Tzara, il y a quelqu'un que j'aime bien aussi, c'est Benjamin Fondane. Panaitistrati avant, effectivement, et là, il y a une association des amis de Panaitistrati qui s'est reformée à Lyon, mais en France aussi, et donc dont je fais partie. Et on redécouvre l'œuvre de Panaitistrati. Et puis, bon, Tristan Tzara, c'est Dada, évidemment, et puis d'autres écrivains plus récents, comme Gerasim Luka, le poète Gerasim Luka, qui a fortement influencé la poésie sonore. Et puis tout récemment, il y a encore beaucoup d'écrivains, sans parler de Matej Wichniak, qui écrivent en français, et notamment de jeunes écrivains, ou relativement jeunes, des femmes comme Irina Teodorescu ou Liliana Lazar, qui habitent en France maintenant, mais qui écrivent des romans en français. Ou Radu Bata, qui est un écrivain de la région et qui est en France depuis 90 et qui a écrit plusieurs ouvrages aussi. Est-ce qu'il y a une spécificité de la littérature roumaine d'expression française? Une ou des spécificités, parce que chaque auteur a son style. Je pense aussi à l'un des grands que je n'ai pas cité, qui est Dumitru Tsepeneag, par exemple, qui a écrit en roumain, qui a écrit 3 romans en français et puis qui est revenu au roumain. Alors lui a fondé un mouvement qui s'appelle l'onirisme en Roumanie, mais qui a une spécificité de roman très, très poétique, très chargé de mystère et de poésie. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a une poésie et un style qui se reconnaissent un peu dans la littérature roumaine. C'est-à-dire les romans sont souvent des romans un peu comme ceux de Mircea Cărtărescu, des romans où l'imaginaire tient beaucoup de place, où il y a une sorte, j'allais dire, de folie, mais de folie positive dans ces romans-là, et qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature française, franco-française, qui est plus cartésienne, disons. Donc il y a cette dimension un peu orientale, un peu imaginaire, onirique, qu'on trouve dans la littérature roumaine et qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature française. Une belle voyageuse est un livre qui montre votre amour pour la littérature roumaine. C'est un livre dont j'ai eu l'idée il y a quelques années, parce qu'en fait j'avais, que ce soit dans le cadre universitaire, soit dans le cadre d'une petite activité de chroniqueur littéraire, disons. J'avais écrit pas mal de choses sur la littérature roumaine, traduite en français, ou sur la littérature roumaine francophone. Donc il y a des gens qui m'ont donné l'idée, notamment Dumitru Tsepeneag un jour m'a dit « il faudrait que vous fassiez un livre avec ça ». Donc j'ai eu cette idée-là, et c'est vrai. Alors j'ai remanié un certain nombre d'articles, j'ai arrangé tout ça. Mais en fait, c'est le fruit d'une... disons, d'un travail sur plusieurs années de fréquentation de la littérature roumaine et roumaine francophone. Est-ce que la littérature roumaine contemporaine peut avoir la chance de gagner le marché en France ?
chez Gallimard. Gabriela Demesteanu est publiée chez Gallimard. Tsepeneag chez POL. Donc il y a quand même de grands éditeurs qui publient de la littérature roumaine. Je crois que c'est aussi une question, c'est pas seulement une question de nombre de traductions, c'est aussi une question de diffusion et de connaissance. Il faudrait que le public français arrive à mieux connaître cette littérature par la diffusion, par les articles. C'est pour ça que moi j'essaye aussi, avec d'autres, de faire connaître cette littérature. À l'université, ici à Lyon, vous avez enseigné aussi sur la littérature roumaine. Comment a-t-elle été reçue? Comment a été l'intérêt des étudiants? J'ai enseigné toutes sortes de littérature francophone, québécoise, belge, roumaine, donc un peu. Et roumaine, alors il y a parfois un petit recul, parce que la Roumanie, on se dit, c'est loin, c'est pas plus loin que le Québec, c'est même moins loin, mais voilà, il y a parfois une petite... un petit recul, et puis dès que les étudiants sont dedans, ça marche très bien. Il faut faire un effort, un premier pas, hein, que ce soit avec la littérature ou avec les contacts humains, et ensuite ça marche. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Roumains pour aimer peut-être plus leur littérature? D'abord, il faut dire aux Roumains qu'il faut qu'ils lisent leur littérature, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes, et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, c'est mon impression, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a énormément de parutions en Roumanie, il y a beaucoup de livres qui paraissent, mais qui ne sont pas toujours beaucoup lus. Donc, qu'ils lisent leur littérature et ils verront que c'est une belle littérature. J'ai l'impression que parfois, les Roumains sont un peu complexés. Ils disent, oui, on n'est pas bien vu en Europe, dans le monde. Bon, ben, il faut dépasser ça et dépasser les complexes, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mal vus, quoi. Voilà. Qu'il faut qu'ils se montrent tels qu'ils sont, avec leur culture, avec leur passé, avec leur présent et avec leurs livres. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Jean-Pierre Long, un interviu realizat de colega mea, Andreea Știliuc. Vă reamintesc, suntem în actualitate culturală aici la Iași, invitatul meu, Casian Maria Spiridon. E în plină desfășurare festivalul de poezie Grigore Vieru, a ajuns la ediția 11, de care nu vă mai ocupați personal. La același timp, azi, de exemplu, are loc Libexul, are loc Festivalul Literatura Poezia la Iași, are loc Festivalul Literatura Grigore Vieru. De-aia m-am lăudat eu puțin, că se întâmplă lucruri la Iași, lucruri bune. Că zilele cu vorbim au fost la sfârșitul săptămânii trecute. Mi-ar fi imposibil să mă ocup eu, slavă Domnului, că sunt oameni care pot să o facă. Da, și o fac bine, adică vreau să o laud pe Adi Cristi, că iată, la ediția 6-a Poezia la Iași funcționează foarte bine și el este un foarte bun organizator. De asemenea, Daniel Corbu cu Grigore Vieru, care este transfrontalier Chișinău Iași, iarăși face o treabă foarte bună. Revista Poezia e importantă, arată foarte frumos. Am să vă rog să-mi dați să o arătăm și telespectatorilor noștri. E numărul 87, primăvara 2019. Da. Deci revista apare de la 1995. A apărut primul număr, este trimestială și noi o scoatem pe anul timp. Primăvara, vara, toamna și iarna. Că pare mai poetic, așa, adică trimestrul 1, trimestrul 2, Și întotdeauna avem o tematică pe care o dezbatem, cum a spune francezii, un mic dozier, un dosar mic. Poezie și avatar. Da, numărul ăsta a fost poezie și avatar. De obicei eu scriu editorialul pe tema cu picirea și mai sunt 2-3 care scriu iar pe aceeași temă. În rest, structura revistii este aproximativ aceeași, pentru că publicăm poeți români, autori tineri români. Și aparat critic avem, avem critică, adică cronici la cărțile de poezie, avem eseuri pe diverse domenii, toate, adică creație poetică în general,
Și avem poeți români traduși în diverse limbi străine și poeți străini traduși în limba română. Și în curând atinge 100, ceea ce e foarte important. Să facem o emisiune specială atunci. Vom avea în curând numărul 100, așa cum la sfârșitul anului viitor, când vom avea 25 ani, actuala serie a convorbirilor, vom avea și numărul 300 al convorbirilor. Da. Hai să vorbim și despre omul care scrie, despre Casian Maria Spiridon, că știu că sunteți și înjurat, sunteți foarte ocupat. Cum se împacă chestiunile astea administrative? Înjuratul și ocupatul? Și înjuratul și ocupatul, cum se împacă cu timpul dumneavoastră pe care trebuie să-l dedicați scrisului? Am un mare avantaj, dacă pot să spun așa, faptul că am muncit foarte mult, am învățat când eram în producție. O disciplină a muncii care trecea de 8 ore pe zi. Da. Nu, 8 ore eu lucram cândva și 16 ore. Ori acum, pentru mine, asta e... revista iau foarte mult timp, sunt două reviste, ia și editora foarte mult timp, dar eu lucrez noaptea de obicei. Acasă lucrez și mai ales pentru eseuri și asta, de obicei am o bibliotecă bine dotată și atunci nu trebuie să mă duc la bibliotecă, să caut carte, locația și proza democrației, nu? Și activitatea de la Uniunea Scriitorilor Români de la Filiala Iași vă mănâncă mult timp, ca să spunem așa? E adevărat. Acum, încă o chestie. Dacă ești un om organizat și știi să-ți pui la punct lucrurile, în momentul când l-am preluat conducerea Uniunii Scriitorilor Filiala Iași, iată, suntem al 10-lea an. Eu tot am evitat, am refuzat pentru că și așa vedeți că am foarte multe, dar până la urmă nu pot să refuza la infinit colegii. Asta pentru... v-a adus și în jurăturile, că aici era sintagma de om înjurat. Da, mă rog, întrebarea este următoare. Eu am fost și acum la alegerile cele proaspete, l-am avut contra candidat, la celelalte l-am avut contra candidat. Deci, care e creșterea? Nimeni nu putea oricine să vină să candideze contra mea și și el, dacă era așa bun. Dihonia asta din lumea artistică, literară, a fost de totdeauna? Totdeauna, genus, iritabile, mă rog, poeții sunt... Cu gândiri și cu imagini, Casian Maria Spiridon, eminescian de-a dreptul, acest titlu este... titlul este eminescian, o chestie interesantă este că varianta germană a apărut întâi varianta germană și după aia varianta... A apărut întâi traducerea. E traducerea lui Christian Wilhelm Schenk. Și o traducere foarte bun și am înțeles de la el că e destul de cerută pe piața germană. Deci e o carte... Eu scot la 4-5 ani o carte de poezie. La început scoteam mai multe pentru că le aveam un sertar în timpul comunismului. Literatura de sertar, da. Da. Cu gândiri și cu imagini negrite în multe pagini și ale cărții și ale vieții, chiar din zorii tinereții, e motoul eminescian de pe prima pagină. Da, tocmai că l-am vrut să creadă că l-am creat. Eu am dat un motou de eminescu, dar conținutul este cel care mă definește ca poet și tot timpul încerc să aduc viața mea intimă, spirituală, emoția care o am atunci să o comunic și celor care iubesc poezie. Deci următorul volum de poezie 2021, dacă... S-ar putea la anul să scot dintr-un motiv biografic. Asta ca să nu vă întreb direct ce scrieți acum. Lucrez la o nouă carte de poezie. Mă rog, apropo de anul ăsta, vreau să scot o carte masivă, o carte consistentă. Se cheamă Convorbiri Literare, povestea unei reviste. La cei 150 de ani am încercat să acopăr toată istoria reviste. E ușor monografic, nu strictul ăla academic sau școlăresc. Pentru că după ce am făcut povestea reviste pe total și ajunimii chiar și tot povestea, m-am axat pe titlul Vărășul la Convorbiri, Leguțe la Convorbiri, Eminescu la Convorbiri, deci mari creatori care au publicat un convorbiri, Eugen Lovilescu la convorbiri, pentru că Lovilescu a fost patriarhul Nicar Constant, a publicat ca număr de pagini 450, aproape 500 de pagini convorbiri. Deci asta e chiar... Țin să arăt telespectatorilor noștri, Casian Maria Spiridon în chineză a luat un premiu la un festival în China. Da, anul trecut a fost invitat deci la Tianjin, care este un oraș capitala ținutului Gansu.
este la granița cu Mongolia, ca să știți, leagă geografică. Da, leagă o civilizație chineză. Acolo e Xi'an, vechea capitală a Chinei, prima capitală Xi'an e acolo. Dinastiile începătoare ale. Exact, acolo încep și deci leagă o civilizație chineză acolo și la Tianjin este un festival de poezie și anul ăsta a fost prima dată când a avut caracter internațional. Pentru că m-am chemat pe mine și am vrut să-mi dea un premiu internațional de poezie, da. A fost foarte onorat pentru mine. Și a fost pentru prima oară când chinezii au dat, au internaționalizat exact. Premiul ăsta, că era doar pentru, nu, pentru ei. Oricum, pentru ei. Îți distrui. Da. Felicitări. Da, am început cu dracu, terminăm cu Dumnezeu. A spus dumneavoastră undeva, poezia e dar de la Dumnezeu. Da. A rămas valabil pentru poetul Casia Maria Spiridon? Eu cred că pentru toți poeții, nu da, pentru da, ateii ce fac? Nu cred că și ateii, de fapt, au o credință. Pentru că ei sunt, fiind atei, deci sunt, se poziționează față de Dumnezeu. Că nu poți să fii atent dacă nu te raportezi la fără Dumnezeu. Da. Mulțumesc tare mult pentru discuție. Să rămâneți cu noi. O să ținem cont de reperele acelea pe care ni le-ați dat și vom fi alături de tot ce se întâmplă la Convorbiri Literare. Da, vă mulțumesc și am să vă anunț de fiecare dată și la Convorbiri și la Olivia Scriitorilor și vă mulțumesc că sunteți alături de mine, așa cum alături de mine este și Primăria Iașului și mulțumesc domnului Cherica, acum sunt și Institutul Cultural Român și mulțumesc pe această care, adică mulțumesc tuturor celor care le sprijină pentru a face un act cultural de importanță națională. Care e profesiune de credință pentru oamenii de la Convorbiri Literare. Să rămâneți cu noi să vedem un vernisaj, un reportaj despre un vernisaj de artă plastică. Te oprești pentru că în fața ta se deschid lumi. Nu întreba ce vezi. Expoziție de grafică și pictură Becoming, în limba engleză, semnată de către Aurela Sanache și găzduită de Galeria Ieșeană Dana. Vernisajul acestei expoziții a fost deschis de un performance al autorului acompaniat de un Jane Session, semnat Trup și Suflet și un racord realizat de colega noastră, Violeta Gorgos. Vedem reportajul. Yeah.
La final, câteva recomandări la Focșani, la Casa de Cultură Leopoldina Bălănuță. Primul mare spectacol de operă cu orchestră live, jucat aici,
în Focșani, Traviata de Giuseppe Verdi. E o premieră care nu trebuie ratată. Pe 24 mai la Filarmonica Moldova din Iași, un program rusesc cu Remus Sazoiței și Florin Estefan, baritonul clujean Florin Estefan, muzică de Aram Haciaturian și Modest Mussorgsky, iar la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, sâmbătă 25 mai, se joacă Wolfgang, adaptare după Yannis Mavritsakis de Radu Afrim, un spectacol de văzut. Atât pentru azi, alături de întreaga echipă care a fost cu noi pentru această emisiune de actualitate culturală, vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, nu uitați să citiți o carte sau să mergeți la un spectacol. Toate cele bune, rămâneți cu bine și cu TVR Iași. La revedere!